Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce ne duce la descurajare? Partea a treia. Nu vom putea să zidim zidul. Neemia, capitolul 4, versetul 10. Uitându-ne la istoria lui Neemia, vedem și un al treilea motiv pentru care devenim descurajați. Ai observat văicăreala iudeilor? Nu vom putea să zidim zidul. Ceea ce spun ei, în esență, sunt următoarele. Suntem prea obosiți. Nu este posibil. E o nebunie să încercăm. Renunțăm. Pentru că nu au reușit să ducă zidul la bun sfârșit pe cât de rapid ce au plănuit, încrederea lor dispăruse. Îi părăsise curajul, au devenit descurajați. Așa că al treilea motiv este eșecul. Întrebare. Cum faci față eșecului din viața ta? Te predai? Abandonezi? Și eventual dai o petrecere pentru a-ți plânge de milă? Spui tu oare, săracul de mine, nu sunt în stare să duc această lucrare la bun sfârșit. Încep să te plângi? E imposibil, așa ceva nu se poate face. Am fost un nebun că am încercat măcar. Dai vina pe alții? Toți m-au dezamăgit, nu și-au făcut datoria. Diferența dintre câștigători și învinși este că primii văd eșecul ca fiind o retragere temporară. Ei au învățat să privească dincolo de eșec, în timp ce învinșii văd eșecul ca fiind final și permanent. De fiecare dată când un câștigător este doborât la pământ, se ridică. Proverbe, capitolul 24, versetul 16. Există un proverb care spune: în confruntarea dintre un pâriaș și o stâncă, pâriașul iese mereu câștigător, nu prin putere, ci prin perseverență. Am încheiat citatul. Credincioșia este cea mai dificilă atunci când este cea mai necesară. După cum remarca autorul John Mason, secretul succesului este să începi de la zero și să continui să începi. Am încheiat citatul. Așadar, când devii descurajat, încrede-te în această promisiune biblică: să nu vă părăsiți deci încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Evrei, capitolul 10, versetele 35 și 36. Așadar, astăzi, sau și astăzi, fii curajos, ai răbdare și vei reuși.